În 2024, în 60 de țări ale planetei au loc alegeri. Au avut deja loc alegeri sau urmează? În România urmează. Tocmai vă spuneam că mai sunt 27 de zile până la primul tur al prezidențialelor. Dintre toate cele 60 de țări, Statele Unite au alegerile peste 8 zile. Alegeri prezidențiale și jumătate dintre mandatele din Congres sunt puse la bătaie, deci americanii vor vota și pentru jumătate dintre congresmeni. Avem aici situația la fotografie. În acest moment, The Economist spune că în colegiul electoral alegerile ar fi câștigate de Donald Trump, 54% față de Kamala Harris, 45%. E situația la fotografie. Mai sunt 8 zile. Lumea, mulți spun că mai sunt suficient de multe zile încât situația să se schimbe. De 270 de voturi electorale are nevoie un candidat pentru a câștiga prezidențialele, un număr minim de voturi în colegiul electoral. Haideți să vedem cum stau lucrurile cu votul popular. Și într-un caz și în celălalt, noi avem aici sondajele, proiecțiile făcute de The Economist și New York Times. Votul popular ar fi câștigat de Kamala Harris. 48,9% față de 47,5% The Economist. Imediat veți vedea cum stau lucrurile la New York Times. Kamala Harris 49%, Donald Trump 48%. Nu e de mirare, ați văzut cât de importante sunt voturile electorale, numărul de electori pe care statele îi trimit la Washington pentru a-l alege pe președinte. De aceea, cei doi candidați în ultimele zile de campanie întotdeauna se vor concentra pe statele cheie. Sunt 7 la număr și acolo situația se poate schimba. Kamala Harris, de exemplu, este în Pennsylvania. Donald Trump a fost în weekend la el acasă, la New York. Și într-un meeting cum nu s-a mai văzut, a insultat-o pe Kamala Harris din nou cum nu s-a mai văzut. Mulți spun că dacă ăsta este gustul pe care îl va lăsa Donald Trump înaintea alegerilor, atunci lucrurile s-ar putea să-i dezguste pe unii dintre alegători. Invitații noștri însă s-ar putea să aibă o cu totul altă părere. Vă reamintesc că este vorba despre Sabin Orcan, Adrian Cioroianu și Vladimir Ionaș. S-ar putea să aibă altă părere pentru că pentru mulți americani se pare că ce face Donald Trump le este pe gust, pe plac. Insulte, vulgaritate, remarci sexiste. De ce? Pentru bun, cine? Dar ce e nou? Încă ce e nou? S-a mai cumințit, părerea mea, acum e mai cuminte decât în 2016. Atunci când a erupt pe scena politică în 2016, cred că a fost mai imprevizibil decât acum. Acum, în fine, problema e că, haideți să spunem celor care ne privesc, în America nu contează totuși votul popular. Contează, bun, contează, dar vreau să spun că au fost cazuri, de altfel vedeam într-un documentar difuzat pe Digi, 5 președinți americani, sau mai bine spus, candidați au câștigat votul popular, dar n-au ajuns președinți. Au pierdut alegeri. Ultima, dacă nu mă înșel, Hillary Clinton, împotriva lui Donald Trump. Hillary Clinton a avut mai multe voturi decât Donald Trump. Problema este acele state foarte importante care trimit mulți electori și acum se joacă în Pennsylvania, dacă nu mă înșel, Carolina de Nord, Kansas, Wisconsin. Wisconsin, da. Și Radu Albu Comănescu e profesor al Facultății de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai, cu noi. Bună seara, domnule profesor! Bună seara! Le-a rămas multora în minte acest ultim meeting al lui, ultim în sensul că e cel mai recent, pentru că până pe 5 noiembrie vor mai fi meeting-uri ale lui Donald Trump, organizat la Madison Square Garden, la New York, un meeting în care a plouat cu insulte la adresa Kamalei Harris. Sunt multe lucruri pe care nici măcar nu le putem reproduce la televizor. Pe scenă, la un moment dat, a urcat un comediant celebru, îl cunosc alegătorii lui Donald Trump, și nu se poate reproduce ce a spus el. Ce vă putem spune este că, de exemplu, la acest meeting s-a spus că Harris este anticristul, e diavolul, Harris este o prostituată, a spus un businessman care a urcat pe scenă. Trump a spus că America este o țară ocupată, suferă de o invazie a imigranților, din nou, da. Ce spunea domnul profesor Cioroianu, ce e nou? Haideți să-l vedem pe Trump și ce replică i-a dat Kamala Harris. She gave an answer that was so bad that they changed it. They took it out, threw it out. They didn't like edit a little bit, take a word out. No, no, no.
They took the entire, it was a long, stupid, she didn't know where the hell she was going. Does she drink? Is she on drugs? I don't know. I don't know. I don't know. I have no idea. No, I can't get over it. Who the hell takes off? We have 14 days left. And she'll take a couple of more days off, too. You know why? She's lazy as hell, and she's got that reputation. She's a radical left lunatic. She's further left than Bernie Sanders or Pocahontas. Now, Pocahontas... Mulți ar spune că este semn de disperare, dar stă bine Donald Trump. Se vorbește despre reducerea decalajului dintre cei doi. Replica Kamala Harris. Over the last 8 years, Donald Trump has become more confused, more unstable, and more angry. And it is clear he has become increasingly unhinged, but the consequences of him ever being president again are brutally serious. Brutally serious. Spune Kamala Harris, o spune o planetă întreagă, sunt cele mai importante alegeri din istoria Statelor Unite, cu consecințe pentru toată planeta, pentru noi inclusiv. Domnule profesor Albu Comănescu, de ce plouă cu insulte, de ce mai multe ca niciodată la mitingul lui Donald Trump? Cred că Donald Trump în acest moment își cunoaște mult mai bine electoratul și apelează la ceea ce a fost întotdeauna în avantajul lui. Politica emoțională, politica foarte dură, un limbaj foarte direct și mai ales un limbaj umilitor, să nu uităm că el îl folosea în emisiunea lui faimoasă The Apprentice, ucenicul, care se termina cu un faimos ești concediat, care exact stilul pe care îl abordează acum. Numai că dincolo de eșalonul ești concediat se adaugă practic întreagă aversiune față de tot ceea ce reprezintă amenințarea Kamalei Harris, odată ca persoană care și-a exercitat în anumite limite, evident, și într-un anumit mandat căruia îi se reproșează la modul obiectiv câteva nereușite economice, capitalizează pe această nemulțumire americană și mai ales maximizează partea de emoție. A insulta devine echivalentul a transmite un mesaj către acea parte din electoratul american care are temeri față sau ranchiună profundă sau aversiune față de tot ceea ce înseamnă stângă sau liberalism în interpretarea americană. Și construiește practic un pachet de atac împotriva ceea ce înseamnă candidatura ei și ce ar însemna o președinție Harris. Kamala Harris, în schimb, a avut un limbaj foarte interesant și limbaj foarte interesant în raportul de distanțare față de gradul de insultă proferat. Rămâne un om de stat care se vede că controlează destul de bine mulțimile și în același timp e o parte interesantă, insistă pe reculul lui Donald Trump în ceea ce privește capacitatea de a controla procesul de stat, de a lua o decizie rațională. Practic vom avea de-a face cu o președinție emoțională, irațională, într-o largă măsură, nu complet și poate fi discutat, dar într-o largă măsură. Diferența de voturi populare, pentru că s-a vorbit despre Hillary Clinton, Donald Trump. Hillary Clinton a avut în plus 2,9 milioane de voturi. Aproape 3 milioane de voturi populare și totuși a pierdut alegerile, pentru că Donald Trump a avut statele care a trimit mulți electori. Degeaba voturi mai multe în state în care au un număr mai mic de electori. Acolo alegerile sunt foarte simple. Fiecare stat când votează își trimite niște electori să voteze și unele state au mai mulți cheile. Statele cheie au un număr de electori mai mare și atunci de aceea acolo se poartă și lupta. La cum arată sondajele, la cum s-au succedat lucrurile în ultima perioadă, inclusiv cu dezastre naturale, cum e în Carolina de Nord, unde democrații deja au închis orice speranță de a câștiga acolo, din câte înțeleg, nu mai fac o campanie foarte activă. Pennsylvania va fi din nou statul cheie și de acolo se poartă cele mai dure bătălii. Mie mi se pare că Donald Trump abia acum a revenit să facă ceea ce știe să facă foarte bine. Odată cu nominalizarea doamnei Kamala Harris, strategii de campanie au încercat să impună să fie mult mai calm, să nu jignească, să nu atace. Dacă vă aduceți aminte dezbaterea dintre cei doi, Donald Trump nu a fost Donald Trump. A fost un cu totul alt Donald Trump. Au văzut că pierde foarte mult, pentru că
nu era personajul care, pe care o parte a partidului, a publicului republican îl aștepta. Acum și-a revenit, a început să fie acel Donald Trump care a atras publicul acela de partea sa. Pe de altă parte, doamna Harris a avut 2-3 zile cu discursuri extrem de dure la adresa sa și la adresa Partidului Republican și a pierdut, pentru că publicul democrat nu gustă la fel astfel de mesaje. La cum arată lucrurile astăzi, da, într-adevăr pare că Donald Trump are prima șansă, inclusiv casele de pariuri arată lucrul ăsta și inclusiv mișcările unor oameni extrem de puternici din punct de vedere financiar, care și-au retras într-un fel sau altul sprijinul. Probabil cel mai cunoscut caz este al lui Jeff Bezos, care intră și într-un război acum cu propriul ziar, cu Washington Post, din cauza aceasta. Sunt mișcări extrem de interesante, dar probabil Donald Trump va fi din ce în ce mai dur în ultima săptămână, pentru că asta vrea publicul. Inclusiv mesajele acelea legate de stânga sunt mesaje adresate acelui public mai conservator din interiorul Partidului Democrat, care era mai deschis, de exemplu, către JFK, care a venit de partea sa, și încercarea nu e să-l atragă, ci să-l facă să stea acasă, să nu voteze un radical de stânga. Veți e o strategie bună din punctul meu de vedere, dar vom vedea dacă va da rezultat. În următoarele zile veți tot auzi despre statele cheie sau statele care pot bascula, adică sunt și statele care pot să aducă o surpriză, se poate întâmpla, cel mai probabil mai puțin Carolina de Nord, din explicația, din motivul pe care l-ați auzit aici. Cele 7 state sunt Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina de Nord, Pennsylvania și Wisconsin. Sabin Orcan. Culmea este, pentru cei care nu știu, că unul din motivele, pe lângă faptul că părinții Americii s-au gândit să nu desconsidere statele mai puțin populate, pentru că dacă ai de partea ta câteva state populate, în momentul în care s-a format America, erau mult mai puține state decât astăzi, îți asiguri coasta de est, unde acolo era pe vremea aia, nu? Acolo să dădea ora exactă și nu-ți mai trebuie voturile din statele sărace. Și atunci s-au gândit la acest sistem de electori. Dar dacă citiți corespondența dintre ei, Federalist Papers, și veți vedea acolo că părinții Americii erau îngrijorați de apariția unui demagog, pentru că domnul Trump este definiția pură a demagogului, de apariția unui demagog care ar putea să câștige prin vot popular, apelând la aceste emoții primare, cu aceste atacuri la adresa contracandidatului, care nu fac apel, că atacurile lui nu sunt raționale și politice. Sunt mai degrabă atacuri personale. Și părinții Americii exact de asta se temeau și spuneau că punând acest filtru al electorilor ar putea împiedica apariția unui demagog. E bine, uite că nu funcționează și de fapt bătălia se va da în aceste state mici, pentru că statele mari cu populații mari sunt în general și pe coasta de est și pe coasta de vest, democrate prin tradiție, în vreme ce, să spunem, mijlocul, buricul Americii e mai degrabă rurală, nu am harta în față, mai degrabă roșu, acolo sunt republicanii la putere. Bătălia se va da în aceste state. Există un site pe care oricine îl poate consulta care știe limba engleză, se numește 270 to win.com, pe care este o simulare în timp real. Pe toate sondajele de opinie se face o medie, o simulare în timp real, cine ce stat, ce elector câștigă și câți electori mai are nevoie ca să devină președintele Americii. De aici și diferența de care vorbeați între votul popular, care e una, și care poate să nu fie totdeauna similar cu votul electorilor. Ce spune acum? În acest moment niciunul n-are câștigat, pentru că sunt cei 93 de electori din statele pe care le-ați menționat, care nu sunt încă alocați, fiindcă acelea sunt state care nu sunt, nu înclină spre niciun dintre candidați. Dar mai vreau să fac o scurtă observație la chestiunea dinainte, Cosmin Prăliceanu, dacă îmi dai voie. Dom'le, într-adevăr, sunt 60 de țări în care se țin alegeri anul ăsta, dar să nu uităm un lucru, că multe din aceste țări nu sunt niște democrații. Dacă vreți, vă pot enumera o listă scurtă de țări care sunt, de fapt, niște dictaturi și în care alegerile sunt cu rezultat așteptat. Rusia e una din aceste țări, nu știm, că n-au existat contracandidați la Putin. Iranul, nu-mi spuneți că în Iran sunt alegeri libere. Corea de Nord. Corea de Nord e între cele 60 de țări care au ținut alegeri anul ăsta. Dar alegeri, sigur, ca la Partidul Comunist pe care noi l-am trăit, în care aveai un singur candidat pe listă și nu puteai decât să-l bifezi, că n-aveai alt contracandidat. Desigur, multe alte țări africane. Azerbaijanul, care e o dictatură pe viață, aș zice că e o dinastie acolo. De asemenea, Venezuela, Cambodgia și altele. Aceste țări nu sunt niște democrații și alegeri alea sunt doar de formă. Este harta despre care vă vorbeam mai devreme, Sabin Orcan, și în acest moment
democrații ar avea 226, nu cred că este. Dar vă pot spune ce înseamnă. Albastru închis înseamnă statele care vor fi câștigate cu siguranță de democrați. Albastru deschis sunt statele care înclină spre democrați. Roșu închis sunt statele care vor fi câștigate cu siguranță de republicani. Da. Roșu deschis cele care înclină. Dar sigur că bătălia se dă în statele... Mă rog, bej, crem, nu știu ce culoare. Numai că aici s-ar putea să fie, ăștia să fie electorii? Dar de ce nu sunt? Dar e numărul de electori. Dar de ce nu sunt trecute numele candidaților? De ce sunt trecute partidele? Pentru ca să fie mai simplu ca... Pentru că ei sunt înregistrați ca partide. Ca să fie ca partide republican-democrat. Alegătorii sunt înregistrați ca fiind alegători tradiționali ai democraților sau ai republicanilor. Iar electorii, dacă vă uitați, diferența e uriașă. Gândiți-vă că în statul New York sunt 28 de electori. Și într-un stat mic din centrul statului, uite, Iowa, să zicem, sunt 6. Adică sunt state foarte populate. California e de departe. California 54, unde deja e adjudecat. Dar statele în care se dă bătălia e asta, Nevada, Arizona. Nu-i de ajuns să câștigi unul singur, trebuie să câștigi mai multe. Că sunt cei 93 care pot înclina balanța. Întrebarea dumneavoastră, domnule profesor Cioreanu, The Economist estimează în acest moment că Donald Trump ar avea 276 de electori. Ar avea un mic avantaj. Ceea ce, în fine, cum să vă spun, ideea în sine care a venit Donald Trump, până la urmă, votează americanii, dar ce mă... Adică, elementul pentru care eu nu am o explicație totuși, succesul acestui tip de discurs, care este antielitist, este, cum să vă spun, este, aș spune chiar nu numai demagogic, este totuși antidemocratic. Imaginați-vă că spui de cineva, oare bea... Oare se droghează? Nu știu, nu știu, nu știu, dar eu am zis. Adică la noi singurul care făcea glume de genul ăsta era Corneliu Vadin Tudor. Nu prea a mers. Chit că eram o democrație incipientă. Domne, e cu tare homosexual. Nu știu, n-am zis eu, n-am zis. Dar e o întrebare. Plutește o întrebare. Ăsta era genul de acuzație pe care o aducea atunci în politică și eram în anii 90, Dumnezeu știe, după 2000 imediat. Ori succesul acestui tip de discurs, eu n-am o explicație pentru așa ceva. Știți de ce? O scurtă paranteză. Pentru că, din păcate, cei mai mulți dintre europeni care merg în Statele Unite, vizitează Statele Unite, merg pe cele două coaste. Și nu înțeleg nimic din America. Păi pentru că cele două coaste nu reprezintă. Prinde genul ăsta? Pentru că... Oare bea, oare se droghează? Nu știu, n-am zis nimic, dar mă întreb. De un discurs anti-elitist. Cele două coaste reprezintă elita din toate punctele de vedere, universitară, academică, financiară, da? Acolo sunt toate business-urile și banii, sau erau, au început să migreze odată cu mișcarea pe care a făcut-o Elon Musk către Texas, au început din ce în ce mai multe business-uri să migreze. Dar până acum 2, 3, 4 ani, aceste două coaste reprezentau elita. Cealaltă parte a Americii, care e mult mai mare, era, știți cum zic eu mereu, că am lăsat Moldova undeva acolo, că n-am legat-o cu autostrăzi, cu nimic, am lăsat-o și ne plângem că domne e înapoi. Păi, normal că... E, cam așa privește și americanii din statele, din centrul lucrurilor. Dar ce Dumnezeu s-a schimbat în ultimii 10 ani? Că parcă nu era situația asta așa. Migrația e una din cele mai mari probleme. Iar ce ați spus? Cea mai mare problemă și doamna Kamala Harris a avut în responsabilitate directă în calitate de vicepreședinte problema migrației. Vă referiți la migrația dinspre America Latină? Da, și n-a reușit să controleze. Donald Trump de aceea o și atacă numai pe această linie, pentru că e una din marile sale probleme. E o problemă nu și poate în Europa. Răspunde pentru că nu are ce argumente să aducă și atunci... Da, problema domnului Ionaș este că până acum, de fapt până la primul mandat al lui Donald Trump, candidații la președinție nu se... Sigur, presa făcea și înainte. Erau oameni din dar sistem, să una că presa așa l-a acuzat pe Trump, că deja e Hitler și așa mai departe. Se făceau exagerări și din zona extremei stânci. Am văzut asta de la celebra The Squad. Și, sigur, Donald Trump speculează niște probleme reale ale societății americane, care pe unii afectează mai tare decât pe alții. Dacă ne gândim totuși că imigrația afectează mai tare joburile totuși din Los Angeles, care este, prin definiție, democrat, păi afectează mai tare pe americani de acolo, decât că nu se ducă imigranții din America Latină nu se duc în Iowa, normal, sau în Kansas. Sau în Montana. Dar pe de altă parte, nu s-a întâmplat până la Donald Trump, nu a existat niciun candidat al Partidului Democrat sau Partidului Republican care să folosească în campanie electorală, în ultimul an înaintea alegerilor, astfel de atacuri de această joasă speță. Nimeni niciodată n-a făcut-o. Adică dacă vă uitați la toți candidații republicani, fie ei sau democrați, s-au atacat, dar într-un anumit cadru. S-au atacat în dezbaterile
prezidențiale, dar nu cu te duc la pușcărie, nu cu ai băut ceva. Cu Hillary Clinton, adică, repetă scenariul. Mi se pare că în acest moment Donald Trump a ieșit de mult din cadrele politice americane. N-are nicio relevanță că e republican sau de mulți republicani, de altfel, sunt scârbiți de felul în care înțelege să facă politică Donald Trump. A ieșit din aceste cadre și a devenit un one-man show în care el a luat politica pe persoană fizică și găsește că ceea ce făcea el pe la show ăla de 2 lei lui poate să facă și politică. O informație îi tulbură pe toți, de la republicani sau de la democrați, pentru că toată lumea se gândește că e un precedent față de care deciziile trebuie să vină, și anume prezența soldaților nord-coreeni în Rusia deocamdată. Toată lumea știe că ei vor merge în Ucraina. Vor fi folosiți 1500 dintre ei în Kursk, regiunea Rusiei, unde se află soldații ucraineni, dar 1500, ne spune Mark Rutte, șeful NATO, vor merge pe front în Ucraina. Și e foarte grav. Pentagonul anunță în această seară că nu vor exista restricții noi, suplimentare, pentru armata ucraineană ca să folosească armamentul occidental împotriva soldaților nord-coreeni. Domnule profesor Albu Comănescu, cât de preocupantă este această nouă situație, despre care Putin săptămâna trecută spunea cu nonșalanță este o decizie suverană pe care o luăm în virtutea unei colaborări pe care o avem cu Fenianul, nu interesează pe nimeni. Dacă eu, Putin, vreau să trimit soldați nord-coreeni în Ucraina, o să-i trimit. Da, e o decizie care schimbă foarte multe lucruri, am spune acum, din punct de vedere strict geopolitic sau de politică diplomatică, pentru că intrarea în joc a Coreei de Nord schimbă complet peisajul în raporturile pe care înțelegem să le întreținem cu Coreea de Nord, care oricât ar fi de săracă și izolată sau izolaționistă, are capacități tehnologice capabile să schimbe destinele unui război de această natură. În al doilea rând, va face și mai pregnantă dorința NATO de a stabili o conexiune, o legătură de natură specială cu Republica Sud-Coreană și cu Japonia, acel pilon al NATO în Asia, de care la un moment dat se vorbea și pe care Franța a înțeles să-l blocheze. Nu știm realmente dacă acești soldați până la urmă vor intra pe front împotriva ucrainenilor. Dacă vor intra, dacă NATO va înțelege să se țină ferm de amenințările deja emise. Statele Unite au transmis un mesaj, dacă am înțeles bine, că s-ar putea să ia în considerare acordarea permisiunii Ucrainei de a lovi mai departe, de a folosi armamentul astfel încât să lovească în interiorul Rusiei cu mai multă forță, deci fără nicio altă limitare. Dar problema este următoarea. Depinde foarte mult de fermitatea cu care Occidentul înțelege să ajute Ucraina. Pentru că am văzut, și asta este corelat cu ceea ce s-a întâmplat acum la Kazan, în Rusia, cu summitul BRICS, unde avem practic un sud, așa zisul sud global, destul de sedus, nu neapărat de promisiunile sau noua ordine internațională pe care o promite BRICS-ul și în care practic Coreea de Nord are un rol de reconfigurare și de ciocanie, aș spune, ținând cont de poziția asumată, ci pur și simplu de căutare sau de tatonare a unor certitudini în relații cu pol de putere mult mai ferm și mult mai angajați într-un sistem de relații internaționale în reconstrucție decât pare Occidentul să o facă. Și atunci practic impactul acestei prezențe nord-coreene este mult mai mare decât doar pe câmpul de luptă, pentru că până la urmă 1500 de oameni nu e atât de mult. Dar schimbarea acestei mize și a raporturilor pe care Coreea de Nord le are până și cu regimul de la Beijing, care nu este neapărat încântat să-i scape acest vechi pion de sub control și acela puțin exercitat, va avea consecințe și în Asia de Est. Pentru Mark Rutte, prezența soldaților nord-coreeni este un gest de disperare, disperarea lui Putin, care a pierdut până acum, spune Mark Rutte, secretarul general NATO, 600.000 de vieți omenești în războiul din Ucraina. Disperare sau nu, Putin amenință din nou Occidentul. Astăzi, declarație.
Недавно в Санкт-Петербурге, когда вот резко активизировались в Европе и в США разговоры о том, что Киеву может быть дано разрешение на нанесение дальнобойных ударов вглубь территории России, вы дали понять, что это будет означать, что НАТО прямо воюет с Россией. На ваш взгляд, услышали они эти ваши слова, ваши сигналы? Они мне об этом ничего не сообщали. Ну, надеюсь, услышали. Потому что, конечно, мы должны будем для себя тоже принимать какие-то решения. Это самостоятельно украинская армия делать не в состоянии, не может. Поэтому и то, что сейчас происходит, это делается все руками натовских офицеров. Вопрос только в том, разрешат они сами себе наносить удар вглубь российской территории или нет? Вот в этом вопрос. Но, естественно, мы должны были на это соответствующим образом реагировать. Военное ведомство над этим думает и будет предлагать различные варианты ответа. E anacronică povestea și asta ne poate duce cu gândul că Putin pregătește ceva. De ce zic asta? Păi așa. Știam de dezbaterea despre lovirea în adâncime. E lungă și e de mult. Durează de mult. De actualitate este prezența soldaților nord-coreeni. Aveți dreptate, dar eu aș pune un alt cadru povestea asta. Vladimir Putin are un orizont de oportunitate de 2-3 săptămâni în care să vină cu elemente perioada noi. Perioada asta de alegeri? Sigur că da. Păi uitați-vă, au fost alegeri în Japonia. Partidul de guvernământ a fost puțin dat peste cap în Japonia. Nu că japonezii ar bombarda mâine pe nord-coreeni, să ne înțelegem, dar Vladimir Putin, care știe foarte bine ce înseamnă paralizia democratică în timpul alegerilor, e un soi de paralizie. Uitați-vă în Statele Unite. În momentul de față dialoghează numai cu Mar Rutte, care ăla măcar știe, a fost ales. În fine, dar Mar Rutte ca atare nu are anvergura necesară în condițiile în care sunt țări, cum ar fi Statele Unite, despre care, sincer, la drept vorbind, acum un sfert de oră cădeam de acord. Nu știm cine va fi peste 10 zile. Da. Deci asta e, ori Vladimir Putin profită de toată nebuneala asta. Acum chiar ne imaginăm că 1500 de nord-coreeni schimbă cursul acestui război. În primul rând că din punctul de vedere al imaginii armatei ruse, dom'le, dacă au ajuns să aibă nevoie de nord-coreeni și să nu ia soldați de prin orașele lor ca să nu pornească răzmeriță, nu e o dovadă de mare forță a regimului Vladimir Putin. Ce ar spune el, oricât de potrivit sondajelor, ai zice că societatea toată e de acord cu el. Dar uite că nu ia băieții din orașe, nu ia din Sankt Petersburg sau din Moscova. Ce, ia 3.000 de nord-coreeni, poate să ia 5.000 de nord-coreeni. Ok, și asta va schimba cursul războiului, credeți. Profită de câteva săptămâni să fie cacofonie în jur și italienii să spună una. Acum am înțeles că se duce, ca să vedeți cum se leagă lucrurile, domnul Victor Orban a ajuns la concluzia că se duce în Georgia. El la Tbilisi l-a înjurat, l-a fuiduit. Foarte bine, da. Deci chiar l-a înjurat, o să vedem imagini. El se ducea cu drag și în Găgăuzia, Victor Orban, fiind un mare fan al Găgăuziei. Ăștia sunt lucrurile care se pot întâmpla, da, care se pot întâmpla. Vreau să vă dau niște cifre. Dom'le, Coreea de Nord este una dintre cele mai sărace țări din lume. Una dintre cele mai sărace. PIB-ul Coreei de Nord este de vreo 16 miliarde. Gândiți-vă că totuși Coreea de Nord e, să zic, o treime din suprafața României, populația fiind un pic mai mare, 20 ceva de milioane. E mai mare, mai mare. 25 de milioane. Dom'le, PIB-ul pe cap de locuitor în Coreea de Nord este 650 de dolari pe cap de locuitor. Singurul capital al Coreei de Nord, această dictatură, cum să spun eu, nucleară uitată în timp, este carnea de tun, domnule profesor. Da, singurul lucru pe care poate să-l ofere. Poate să-i dea 10.000, 100.000 de oameni ca să-l lua moarte. Că n-are altceva ce să dea Rusiei. Și Rusia sigur că are ce să dea Coreei de Nord, că ea mor de foame. Încă o dată, apropo de China și de faptul că la Beijing ar fi supărare mare cu această chestiune. Dom'le, China, dacă vrea să îl convingă pe micuțul atomic de la Fenian să-și retragă ăștia 3.000, 5.000, 10.000 de soldați, păi nu, o face într-un singur fel, Cosmin Preceanu. Oprește toate ajutoarele cu hrană, care astăzi, în timp ce vorbim, merg dinspre China spre Coreea de Nord. Ajutoare, atenție, care ocolesc sancțiunile internaționale, ajutoare bilaterale, singurul stat căruia China îi dă ajutor direct, pe pică și pe benzină.
Deci ăia mor de foame, la propriu, nu la figurat. Eu nu glumesc. Sunt rapoartele ONU care spun asta. Deci oamenii ăștia pot fi opriți într-un singur fel. Dacă cu adevărat i-ar păsa lui Xi Jinping de asta, dar eu cred că joacă teatru și mai spun o dată și sigur o să îmi vin acum să fanii lui Xi Jinping din România să spună că e un om înțelept și adeptul lui Confucius. Nu, domnule, e un dictator și asta mă aduce încă o dată. Spuneam aseară că era și domn profesor Cioroianu. Mai aduce aminte de cearta dintre Mussolini și știi, Mussolini cu Hitler să certau pe Austria unde se bătea un fascist cu un nazist. Hitler susținea un nazist și ăla l-a asasinat pe Dolfus, care era fascist, nu? E austrofascist. Și astea sunt certurile dintre dictatori. Dacă ar vrea pace, Xi Jinping mâine a oprit toate camioanele cu hrană către Coreea de Nord, vă garantez că în două săptămâni se întorc toți ei acasă. Dar ăsta e singurul lucru pe care îl poate oferi în această alianță acest Kim Jong-un. Ce? Carne de tun. Păi are câți breți acolo care mor de foame, îi trimite pe front. Sau dacă vreți, vedeți și vestea bună. Da. Una scurtă, domn profesor, una scurtă. N-am taxat însă o minciună gogonată spusă în așa zisul interviu de către dictatorul Vladimir Putin. Cum, domnule, toate deciziile din războiul din Ucraina sunt luate de ofițeri NATO? Ați auzit de ofițeri NATO care spun ei, invadați curți cu faci? Asta e o tâmpenie. În primul rând, toate deciziile militare, singurele decizii pe care le au ofițerii NATO sunt de a antrena piloți ucraineni pe F-16 pe care le vor primi, de a discuta despre împărtășirea tehnologiei, că dacă îi dai un F-16 trebuie să-i spui și cum să conduce, nu? Care e vestea bună? Da, genul ăsta de schimburi, de narațiuni nu duce niciunde, pentru că noi spunem ceva, Vladimir Putin spune cu totul altceva, pentru el Occidentul ajută Ucraina. Păi sigur, dar noi să le spunem oamenilor că din România care s-au uitat la această... Vestea bună e totuși, minciună. Eu cred că aceasta deocamdată este maniera prin care China participă la conflict, prin permiterea nord-coreenilor, dar față de ce ar putea face încă e bine. Adică maniera în care participă la conflict, ajută Rusia, furnizându-i în nord-coreeni, e o manieră, cum să spun, deocamdată, din punctul meu de vedere, neimplicarea directă e totuși preferabilă ce se întâmplă acum. Care e legătura dintre Georgia și Moldova? Cât de similare sunt acțiunile rușilor din Georgia cu cele din Moldova? Legătura e făcută de Institutul pentru Studiul Războiului. Revenim cu detalii, rămâneți cu noi. Zona centrală a capitalei Georgiei, Tbilisi, Bulevardul Rustaveli, țineți minte pentru că imaginile pe care le-ați văzut sigur se vor repeta. Georgienii vor în Uniunea Europeană, ne-au spus asta de mai multe ori și știu, simt că alegerile de sâmbătă au fost furate. 13 țări ale Uniunii Europene condamnă felul în care au fost furate alegerile de sâmbătă din Georgia și cer respectarea regulilor internaționale, respectarea legislației internaționale în materie de alegeri, printre ele cele mai mari țări ale Uniunii Europene, Franța și Germania, de exemplu. Aceleași țări condamnă vizita prematură a lui Victor Orban, prim-ministrul Ungariei, a aterizat în seara asta la Tbilisi pentru a-i lăuda pe cei care au câștigat alegerile, un partid pro-rus. Ce caută acolo Victor Orban? Se întreabă multe cancelarii europene. De ce s-a grăbit? Are un plan, probabil. Iată cum l-au primit localnicii, georgienii, despre care vă spuneam că vor în Uniunea Europeană. Știu foarte bine cine e Victor Orban. Mr. Premier! Thank you.
Victor Orban este omul lui Putin, este marea lor nemulțumire. Imaginile au fost curățate, pentru că sunt momente bune în care lungi, în care îl înjură, așa cum știți că fac georgienii când merg pe stadioane. La meciurile internaționale, georgienii strigă ceva anume despre Putin, în seara asta au strigat și despre Victor Orban. Comentează invitații noștri imediat o foarte interesantă o analiză a Institutului pentru Studiul Războiului, care spune așa: în vreme ce Putin folosește arme adevărate pentru a-i omorâ pe oameni în Ucraina, în Georgia și în Moldova folosește altfel de arme. Folosește războiul hibrid și într-un mod mai pronunțat sau mai puțin pronunțat, războiul hibrid pe care îl duce Putin în Georgia și în Republica Moldova are rezultate. Există alegerile de la Tbilisi, rezultatul despre care v-am vorbit, există alegerile din Moldova, săptămâna viitoare este turul al doilea pentru alegerile prezidențiale din Moldova și Maia Sandu s-a întâlnit în dezbatere cu Alexandru Stoianoglu, ocazie cu care românii care au privit această dezbatere au constatat cu gura căscată, Stoianoglu, care este cetățean român, spune că România n-a făcut nimic pentru Republica Moldova. Iată momentul. Dumneavoastră sunteți cetățean român, dar sunteți susținut de un partid care este, care sperie moldovenii cu România. Cum credeți noastră că puteți să construiți o relație bună cu vecinul nostru cel mai important, România? Aveți dreptate că România este cel mai important partener Republicii Moldova. 30 de ani sau mai mult decât 20 de ani vorbim despre relațiile bune cu România și până acum nu am construit un drum direct, un tren, până de la Chișinău până la București. Deci, haidem, lăsăm declarațiile aparte și trecem la realizări concrete. Eu cred că este o ofensă adusă la adresa oamenilor din România, la adresa României, să spuneți că nu avem proiecte importante. Noastră nu vreți să cunoașteți despre toate proiectele importante pe care le avem. Nu mai zic deja de ajutorul pe care l-am primit în momentul în care Rusia ne-a șantajat cu livrarea de gaze. Dar așa, ca între doi români, dumneavoastră chiar credeți că România o să sprijine omul Moscovei și o să continue să facă asemenea investiții așa cum a făcut până acum? Chiar credeți asta? Eu zic să fiți sinceri cu cetățenii și să nu le spuneți povești cu zmei. Ați umplut țara cu minciuni și cu sperietori despre integrarea europeană și nu v-a fost suficient, ați hotărât să mai cumpărați și voturi. Domnule Stoianoglu, dumneavoastră chiar credeți ce spuneți? Cei de la Kiev știu că dumneavoastră sunteți omul Moscovei. Țara noastră are o șansă reală să devină parte din Europa. E o șansă istorică și cuiva tare nu-i place acest lucru. Alexandru Stoianoglu, cetățean român, într-o declarație pentru presa de la Chișinău, spunea că așa a luat cetățenia română din necesitatea accesului la piața muncii, din motive familiale sau alte beneficii sociale și economice, limba de lemn cunoscută, sovietică. Are două fete. Una lucrează în Germania la Banca Centrală Europeană, cealaltă lucrează într-o companie elvețiană din Republica Moldova, una a studiat la Viena, cealaltă a studiat în Olanda și vinde gogoși la Chișinău, domnule profesor Cioroian. E veche, da, ce să știți, copiii celor mai tari secretari de partid erau primii care plecau în Occident, lăsându-i pe părinții lor să laude regimul acasă. Ce Dumnezeu să faci? E vina lui că a cerut cetățenia, e vina noastră că i-am dat. Vina lui, dar cu e vina că e încă cetățean? Păi, e o discuție, dar în condițiile în care știm ce a făcut la alegeri, știți la că referendum? A fost o dezbatere în Franța după atentatele alea blestemate din 2015, nici măcar ălora care au omorât oameni nu le-au putut ridica cetățenia. Nu le-au pus, din moment ce ai dat cetățenia să creează un precedent, n-ai dreptul să... Indiferent ce ar face, dacă face ceva, îl condamni, nu știu, habar n-am, dar ce să-i faci și dacă i-ai dat cetățenia, e libertatea cuvântului. Omul spune că România n-a făcut nimic. Câți români sunt care spun că suntem țara lui Dorel și că numai la noi e posibil orice tâmpenie? Ce le faci, le ridici cetățenia? Aici, cum să spun, eu admir pe Maia Sandu și mi se pare o femeie extrem de curajoasă. Problema dânsei e că nu ia voturi din România. Voturile trebuie să le ia de acolo. Sigur.
Da, asta e povestea. În rest, în fine, eu sunt tentat să văd jumătatea plină a paharului, în sensul în care e o victorie în Republica Moldova și este o jumătate a Georgiei care își dorește altceva. Acum va reuși să o extermine Vladimir Putin sau, în fine, nu cred că lucrurile sunt așa de simple. Și ca să fiu deschis, eu cred că în ultimii 20 de ani e o creștere într-o țară precum Georgia, pe care o trădează în primul rând geografia, să ne înțelegem. Geografia, uitați-vă pe hartă, adică dacă am fi noi în locul lor, am avea fix aceleași probleme. Dar suntem în altă parte. Problema e că a crescut teama față de Rusia în ultimii, după 2008, după ce li s-a întâmplat, sunt mai mulți georgieni care se tem de Rusia. Ori nu știu unde va duce povestea asta, pentru că poporul ăsta, să știți că e unul destul de încăpățânat și nu-l prea domolește așa ușor, ca și ucrainenii. Ucrainenii nu sunt depuși în lesă, georgienii la fel. Vladimir Putin știe lucrul ăsta, dar asta e testamentul pe care îl va lăsa următoarei generații de ruși. Popoarele astea nu sunt ușor de domesticit, dacă asta e dorința. Plus că nu face parte din triada aia, vezi, Doamne, Rusia veche, Rusia albă, Rusia Belarus, Ucraina, Rusia georgienii sunt al neam. Nu știu cum se vor împăca. Dore, profesor Albu Comănescu, vă rog. Aș lua Moldova și Georgia la pachet din două motive. Avem doi poslușnici, unul care este un pseudo-român și altul care este maghiar, care servesc interesele Moscovei. În Moldova e mai norocoasă și a fost foarte bine evidențiat cazul geografic de către domnul Ciorianu, pentru că exact ceea ce discutam acum câteva săptămâni cu think tanker din Georgia și cu prieteni din Georgia care, cu toate că sunt de acord cu aceste proteste și cu curentul în favoarea Europei, sunt foarte conștienți de două lucruri, proximitatea rusă și izolarea geografică, pentru că dacă am aplicat, de pildă, articolele 40+, 47-le din Tratatul Uniunii Europene Georgiei, care este vorba de un articol defensiv, suntem în imposibilitatea de a oferi servicii defensive ca Uniunea Europeană unui membru aflat peste mări. Ar deschide totodată porțile solicitărilor Armeniei, care ar fi un alt caz foarte greu de protejat și de integrat, practic, din lipsă de continuitate teritorială cu restul Uniunii Europene. Deci există conștiința faptului că o integrare în Uniunea Europeană rămâne ipotetică, dar ceea ce și-ar dori totodată este ca Uniunea Europeană să genereze niște instrumente de integrare care nu trebuie să fie neapărat instituționale, dar care să fie mai flexibile în a atașa această vecinătate apropiată de piața europeană și de ceea ce înseamnă valorile europene. Vă mulțumesc, domnilor. Andreea Popa vă așteaptă imediat cu ultimele știri. Seară bună!